2 e un italian, Matteo Ciampi. Culoarul 3, britanicul Thomas Dean, campionul olimpic al probei la Tokyo. Culoarul 4, Filippo Melli. Culoarul 5, Stefano Dicola. Pe 6 este David Popovic. 7, Gabriele Detti. Italia pe 8, noată Mark Jack McMillan. Din Marea Britanie, pe culoarul 9, este Marco De Tullio din Italia. Prima întoarcere după 50 de metri, Popovic e primul. Pe 2 este James Guy, brazilianul Sheffer, ia al treilea, la aproape o jumătate de secundă. Să vă spuneam, recordul mondial al probei este și record european, 1:42.00. Germanul Biedermann aici la Roma în iulie 2009. Ce bine noată David Popovic, întoarce primul și după al doilea bazin, 51-20, Dicola pe 2, Guy pe 3. Italianul Dicola încearcă să se țină după David pe acest al treilea bazin. Îl vedem pe notatorul nostru, este cel cu casca albă, culoarul 6 în plan mai apropiat, este primul și va întoarce primul și la al treilea bazin. Are un avans destul de bun, cred că suficient, care crește aproape o secundă și jumătate în fața lui McMillan. Sheffer pe 3, formidabil înnoată David Popovic, nu are rival nici pe această probă aici la Foro Italico cu acești adversari din bazin. Superbă cursa lui David, care face dubla din nou aici la Foro Italico. 1:45.49. Este un nou record al competiției. Și ieri l-a dărâmat pe cel de la 100, îl doboară și pe cel de astăzi. Doamne, ce sportiv avem! David Popovic, și urmează mondiale de la Fukuoka. Vor fi și alți adversari acolo, dar David confirmă încă o dată. La 200 de metri o să încerc să fie cât de bine pot, dar în primul rând trebuie să fiu satisfăcut cu tehnica și cu strategia cursei, spunea înaintea acestei prestații David. Thomas Dean pe 2, Stefano Dicola pe 3. O întârziere de peste 100.